Suntem pe 10 mai 2024, m-am mișcat așa cu viteză să verific majoritatea colonilor care ar putea să intre în friguri. Totul este în regulă, cel puțin încă o săptămână. Dar, odată ce am terminat cu această inspecție, ia să vedem ce boci avem. Trebuie verificat cuibul, încă aici am. S-ar putea să avem boci adiționale, adică na, dacă tot crește boci, s-ar putea să mai apare câte o botcă pe aici colo, fiindcă colonia nu prea își dă seama aia ce se întâmplă, mai ales dacă crește mai multe rânduri la un loc, adică mai multe rânduri de boci. Ăsta i-am dat deja al doilea rând, trebuie să fie căpăcite azi, calculele mele. Suntem în 10, deci trebuie să fie căpăcită. Bun, de asta aruncăm o privire la boci, după care trebuie măturat cuibul, verificat. Sau înainte, cred că o să fac roi. Am coloniile acelea cu regine negre. Trebuie făcut ceva la ele, că vor intra în friguri, dacă nu cumva deja sunt în friguri. Am aici, nu știu, 5 boci sau 4. Și să văd dacă totul e în regulă, e căpăcit. Dacă e căpăcit, nu rămâne decât să fac roiurile. Da, sunt căpăcite, arată bine, 1, 2, 3, 4, o să iau în considerare 4 boci. E bine, e bine, sunt dita mai bocili, dar trebuie să... Ar trebui să scot o ramă să mă uit pe ea, că... Așa crești câteva boci, fiindcă sunt de schimb liniștit, nu prea ia ea, nu prea ia colonia foarte multe în creștere, să zic. Din boci de schimb liniștit acestea. Adică în acel mediu sunt crescute. Bine, aici ramele cu miere, foarte multă miere. Păi când nu vrei să culegi miere, vine miere, nu-i problemă. Chiar trebuie să mă apuc de extras, până la urmă n-am de ales. Să var. Mă, atâta miere intră de rupe. Ce frumos, deci... Și acum intră și mai mult, că acum am flori la mine sau câmul ăsta. Iată, nectar la greu. Miere căpăcită se poate extrage. Aș putea și extrage, fără nicio problemă. Acum, scopul meu e să mă uit un pic după boci. Am 4 foarte frumoase. Așa că pot să... Pot să fac 4 roiuri. Să fac 4 roiuri. Ca să... să mulțești. Dar mie că mai găsesc câte o botcă pe aici colo. Eu arunc acum o privire. Să văd dacă nu cumva găsesc vreo botcă din asta. În plus pe aici, pe colo. Știu că sunteți un pic... deranjate, că... Da. Starterul nu e prea grozav acolo, mi-a luat 2 în creștere, dar eu cred că trebuie să verific un pic ramele și acolo. Nu prea grozav, n-a avut prea mult puiet larvar, nu contează. Aici, după ce le scot afară, bocile căpăcite, pot să dau altele imediat. Să
Vedem dacă matca a luat pe aici. Care a pus ouă. Ar trebui. E larvar. S-ar putea să fi trecut și în partea cealaltă a ranei. Ba nu, sunt ouă, sunt. E bine. Bun, tot ce rămâne de făcut este să fac roiurile. Dacă ai intrat în friguri, e complicat, trebuie să scoți matca. N-are rost să mai țipă matca odată ce ai intrat în friguri, s-a terminat acolo. Așa. Să văd. Nu are botc, nu? Arată bine. N-avem botci. Totul arată bine. Așa. Să dau rama cum era înapoi. Trebuie să scot, nu tot, dar două rame de miere la fiecare trebuie, văd că extras. Uite, două rame. Ia să văd totuși. Eu în spate am pregătit un fel de cat aici. E cat. Ia să vedeți aici. Asta-i capul stupului. Să vedem ce de miere avem aici. Uitați. Asta-i cat. Așa funcționează ca un cat. Și avem miere în el. Dar merge extras tot catul ăsta. Ce mai e pe aici? Teoretic doar miere. Miere și miere, foarte fain. Pot să vin liniștit să mai scot din ea. Aici era o ramă care am lăsat-o eu cu cuiet căpăcit. Trebuie să eclozeze albina. Foarte bine. Foarte, foarte bine. Bun, să mă apuc eu să fac roiurile. Înainte trebuie să extind încă o familie care este de producție. O să filmez la următorul film acest lucru. Aici e boierină. Avem boci, mâine le scot, transformez roiurile într-un fel sau altul. Am 4 roi, tot 4 boci, să zic așa. 4 boci valoroase. Bine. Cam atât, iată. Treaba merge bine. Se putea și mai bine, dar merge bine. Acum voi trece la colonia aceea, la familia de albine, care trebuie extinsă. Să vă arăt despre ce e vorba.